Tu ești împăratul Constantin. Și zice, tu ai dobândit această slavă, că ai fost împărat și ai făcut bine bisericii, dar mai lesne este împăratului să se facă monah decât monahului să se facă împărat. Pentru că strălucirea ta este mare, dar strălucirea sfinților care se nevoiesc pentru Dumnezeu, a martirilor, a mucenicilor și a cuvioșilor, este și mai mare decât strălucirea împărătească. Acest mare Sfânt Paisie, care este sărbătorit vara, prin iunie sau iunie, este cel care a spălat picioarele lui Hristos în timp văzut și Hristos a spus, păstrează această apă, ia și bea din ea, Paisie a băut fără să se îndoiască și a spus, celor ce vor bea din ea vor primi har dumnezeesc. El a lăsat apa în chilie, ucenicul a venit și a aruncat apa și Sfântul Paisie l-a întrebat, ce ai făcut cu apa din lighiață? Păi am văzut că era apă de spălat pe picioare și am aruncat-o. Ai pierdut darul lui Dumnezeu. Dacă ai fi știut cine s-a spălat în acea apă, ai fi băut, ai fi băut Dumnezeu toată viața. Și într-adevăr, n-a mai avut liniștea sufletească și duhovnicească care a fi putut să o aibă când a aflat că în acea apă își băgase picioarele Hristos cel răstignit și înviat, care a venit și a arătat la Evia lui Paisie exact cum se arată apostolilor pe Hristos și viață. Aș încheia prin a spune doar două lucruri simple legate de Evanghelia de astăzi. Cine nu intră pe lucru în stau și intră pe aiurea îi fur și târmar, oile ascultă de glasul păstorului și când le cheamă pe nume și în afară ele vin și cunosc glasul lui, cele care nu cunosc glasul păstorului fug, pentru că lupul vine și risipește oile. Numai păstorul noimit nu-și pune sufletul pentru oi și când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Aceasta trebuie să avem și noi în minte, ca păstori de suflete, ca și creștini ai familiei noastre personale, ca și creștini ai Bisericii lui Hristos, că nu trebuie să ne intimidăm de toate lucrurile mărunte pe care le vedem sau le trăim în jurul nostru, ci credința, viața morală, fecioria, smerenia, rugăciunea, postirea, cumințenia, sfințenia, cuvincioșia, bunul simț, educația, cei 7 ani de acasă, sunt piatra de temelie a Evangheliei lui Hristos, pe care s-au clădit aceste valori, pe care noi de 2000 de ani le avem. Noi avem astăzi tot ce ne trebuie din punct de vedere cultural, tot ce vrem să descoperim din punct de vedere artistic, tot ce vrem să descoperim din punct de vedere științific, dar nu putem crea prin știință și cultură și prin înțelepciunea culturală două lucruri. Sfinți, sfințenie, mistică, ascetică, cuvincioșie, duhovnicie, minune, parfum de Duh Sfânt, har dumnezeiesc și putere dumnezeiască. Acestea vin din cele mai simple mișcări sufletești și sentimente umane față de Dumnezeu. Credința curată este medicamentul pentru o minte sănătoasă. Viața curată, feciorelnică, în curăție, în morală, în bun simț, în educație și în cumințenie, vine din faptele cele bune. De aceea, în alta Evanghelie, găsim scris așa. Faptele voastre să strălucească înaintea oamenilor ca lumina în sfeșnic. Că dacă oamenii nu văd faptele voastre cele bune, nu slăvesc pe Tatăl vostru cel din cer. Iată, împăratul Constantin are 1700 de ani, când l-a murit la 337. Deci, în momentul când au trecut 1700 de ani și noi ne aducem aminte de împăratul Constantin, și îl pomenim și ne închinăm lui și ne rugăm și îl cinstim ca apărător și binefăcător și sfânt al bisericii, înseamnă că acest om ne-a lăsat nouă o temelie a credinței
de netăgăduit. Și acest lucru îl găsim și la marele voivod Ștefan cel Mare, și la Mircea cel Bătrân, chiar dacă nu e în sinaxarul bisericii, la Neagoe Basarab, îl găsim la Mihai Viteazu, îl găsim la Miron Barnovski, îl găsim la Ieremia Movilă, îl găsim la toți domnii care au luptat pentru credința noastră românească, Anastasie Crinca, Varlam, Dosoptei, Veniamin Costache, toți care au luptat pentru Anti Bivirean, Brâncovean, care au luptat pentru credința noastră și au fost martiri și voievozi, dar nu la nivelul ortodoxiei universale, cum a fost împăratul Constantin, ci urmași și fii demni ai aceeași embleme creștine și n-au stat fricoși, ascunși, cum spune Evanghelia despre apostoli, ca niște morți de frica iudeilor în fața primejdii. Deci noi trebuie să vorbim, trebuie să mărturisim, în primul rând, cu fapta ta și tu să vorbească faptele tale. Vorba sună, fapta tună, cum spunea Părintele Achim Talpudne, sau cum spunea Părintele Cleopa, eu învățând, rușinându-mă păcătosul de cele ce fac să devin bun și credincios și evlavios, ca oamenii să se bucure și să-și îndrepte viața lor și eu odată cu ei, și pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie ca acest mare împărat Constantin al creștinătății și mama sa Elena, care ne-a lăsat o asemenea operă inestimabilă în Țara Sfântă, biserici și altare la toate locurile unde Iisus a făcut minuni în Sfânta Evanghelie, să fie apărătorii acestei sfinte biserici a lui Hristos prin sânge, cruce, moarte și înviere, iar cei care poartă aceste frumoase nume, Elena, înseamnă foc ceresc, lumină sacră, iar Constantin de la Constanț sau Constant înseamnă vrednicie, putere, har, statornicie. Deci aceasta înseamnă nume, aceasta reprezintă numele celor doi sfinți. Putere de caracter și foc dumnezeiesc. Deci fără putere în credință, fără caracter creștin și fără foc dumnezeiesc, noi nu putem fi creștini. Sfântul Serafim de Sarov ne-a spus clar, scopul vieții creștine este doar agonisirea Duhului Sfânt. Dacă am agonisit numai lucruri trecătoare, n-am făcut nimic. Cu cavou, cu mașina, cu casa, cu averea, cu banii, cu luxul, cu frumusețea, acestea vin și trec. Dar dacă sufletul zboară spre cer în linie dreaptă, printre stele, pe lumina arătată de rugăciune, pe calea arătată de Îngerul Păzitor, pe lumina călăuzitoare a Sfinților și pe învățătura Sfintei Scripturi, noi vom fi fiei luminii, iar cei ce umblă lumină nu umblă niciodată în întuneric, pentru că cei ce umblă în întuneric nu știu unde merge. Toți care au numele de Constantin sau toate derivatele, și toți care au, toate femeile care au nume de Elena și toate derivatele, să aibă sănătate, har, spor, credință curată, viață creștină și un sincer la mulți ani. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei lui Învieri cele de-a treia zi.